acțiune naturală a albinelor este cu adevărat uimitoare, iar rezultatul este un produs alimentar deosebit. Mierea, folosită crudă, este un remediu care datează încă din Egiptul antic. Medicina modernă redescoperă proprietățile de vindecare ale mierii. Cercetătorii consideră că aceasta are capacitatea de a ucide microbii. Aciditatea din mierea de albine și caracteristica sa de a deshidrata bacteriile ar putea fi motivul pentru care mierea vindecă rănile. Și astăzi apreciem virtuțile terapeutice ale mierii și preferăm să folosim miere la îndulcirea unui ceai, chiar la îndulcirea cafelei, mai ales mierea de salcâm. Pentru că mierea de salcâm nu este foarte aromată și atunci nu schimbă aroma cafelei. Dar în ceai putem să alegem orice tip de miere ne-am dori, cu diferite arome, miere de tei, miere de cimbrișor, miere de izmă, de fâneață, de pădure, sau putem alege miere polifloră. Există pe lângă mierea polifloră și miere monofloră. Cum se produce această miere? Foarte simplu, pentru că stupii se duc în zone unde există culturi ample din aceste plante, culturi monoflore. Și atunci obținem această miere monofloră care este recomandată pentru diferite afecțiuni. Mierea de calitate este foarte parfumată și, atenție, poate să fie și cristalizată. Există părerea greșită conform căreia mierea cristalizată nu mai este bună. Din contră, mierea cristalizată este bună. Este vorba de un proces natural. Sportivii și copiii activi ar trebui să consume miere de albine, întrucât aceasta le va oferi energia de care au nevoie. Mierea pură de albine este o sursă naturală de minerale, cum ar fi calciu, fier și potasiu, dar și vitamine din complexul B. Pentru că albinele adună polenul de la plante native și îl transformă în miere, consumul produsului poate preveni apariția alergiilor sezoniere. Așadar, dacă doriți să trăiți sănătos, trebuie să alegeți produsele apicole naturale.